Five to Go îi surprinde pe iubitorii de cafea cu o nouă locație situată chiar în centrul orașului Drobeta Turnu Severin, pe strada Teodor Costescu. Încă de la prima oră, oamenii s-au așezat la coadă pentru a-și cumpăra băutura preferată. În plină pandemie, o tânără antreprenoare a găsit soluția de a-și deschide propria afacere, în timp ce multe altele au dat faliment. Andreea Ciobanu este din Craiova și odată ajunsă în municipiul Drobeta Turnu Severin, a decis să-și aducă cafeneaua preferată mai aproape de noul domiciliu. Astăzi, la un an distanță, Five to Go pune la dispoziția severinenilor o a doua locație situată pe strada Teodor Costescu, mai exact în centrul orașului. Am deschis prima dată pe 17 martie 2021 și după un an, aproape un an de Five to Go în Drobeta, pot să spun că oamenii sunt tare încântați și ce e un pic așa ieșit din comun e faptul că și persoanele de vârsta a doua sunt atrași. Astăzi ne bucurăm să deschidem a doua cafenea, deși ce-i drept prima cafenea noi am vrut-o aici în centru, dar la vremea respectivă nu am găsit niciun spațiu și se pare că unde ne-am dorit, aici am ajuns. Prima locație se află în cartierul Crihala, la intersecția străzilor Crișan cu Bulevardul Revoluției și se bucură de un real succes. Cafeaua regăsită la Five to Go este acum în topul preferințelor severinenilor. Da, surprinzător, deși poate nu am avut atât de mult timp să promovăm, să facem marketing, astfel încât să le aducem la cunoștință. Inclusiv faptul că noi am amenajat cafeneaua de câteva zile și pe fațadă se vede Five to Go, totuși noi nu le-am adus la cunoștință că astăzi este deschiderea, doar știau că se va deschide. Și surprinzător, destul de mulți oameni au călcat astăzi pragul. Five to Go este o cafenea veselă și primitoare care i-a acaparat pe severineni încă de la prima gură de cafea. Mă așteptam ca oamenii să fie atrași de concept și pe lângă concept noi am adus multe zâmbete oamenilor, dar nu mă așteptam să fie un impact atât de mare. Totuși, observând după ultimul an, că nici eu nu sunt din oraș, cum spuneam și în interviul precedent, nefiind din oraș, în ultimul an am observat că nu mai e nimic în sistemul ăsta to go, de a-și lua oamenii la pachet. Și nu mă așteptam să o îmbrățișez atât de tare. În schimb, au observat că își pot lua o cafea bună la serviciu și pe lângă cafea își pot lua o gogoașă sau o prăjiturică și ne calcă zilnic pragul până seara. Oamenii severini beau cafea seara, surprinzător. Le place foarte tare. Cafeaua este nelipsită din viața noastră și pare elixirul de care avem nevoie dimineața. Care este specialitatea, dar și cel mai dorit produs? Specialitatea și cel mai dorit produs e cafeaua. Acum fiind ea cafea pură sau băuturi preparate pe bază de cafea, dar asta e baza noastră. Cei drept am venit și cu băuturi pe lângă, avem freșuri, apă și alte băuturi preparate de noi, avem și sandvișuri, avem brioșe, gogoși și alte produse de patiserie. Deși nu sunt din oraș, m-am mutat în oraș în urmă cu un an de zile și eu împreună cu soțul meu am deschis cafeneaua Five to Go aici în oraș. Vreau să le mulțumesc că ne-au primit cu atât de mare căldură și că ne trec pragul în fiecare zi și vreau să le spun că îi așteptăm în fiecare zi cu zâmbete și cafea bună. Five to Go este mai mult decât un loc unde severinenii pot să consume o cafea. Este o locație modernă, primitoare, veselă și care promite să trezească emoții pozitive tuturor celor care trec pragul cafenelei. La nivel național, Five to Go este pe primul loc în preferințele românilor de toate vârstele.